Și am decis așa, spontan, să merg chiar și eu la această grădiniță împreună cu acest părinte și să văd ce se întâmplă în realitate. Am rugat să meargă și colegii de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și pe cei de la Sănătate Publică. Eu nu sunt acela care vin să dau un verdict. Instituțiile trebuie să-și facă treaba și asta o să fie și solicitarea mea ulterioară. Dar cel puțin ne confruntăm cu aceleași probleme despre care s-a vorbit până acum în societate. Pentru că acest părinte se plângea de o intoxicație, iar a mers personal la depozit, ouă cu termen expirat, în frigiderii unde trebuie să fie păstrate lactatele, împreună cu ele stă și carnea și resturi care au fost, deja au rămas după ce a fost pregătită masa. Și în linii mari, lipsă de igienă. Vorbeam cu doamna directoare. Pentru că nu este neapărat să facem investiții financiare foarte mari ca să facem curățenie în grădini.